Toată lumea e specialistă la în vânzări. Tot, nu? În tot, în tot. Stai că acum specialiști în dopaj. Dar cum s-a întâmplat treaba aia cu piesa care a rupt atunci Dana, pe care o știe absolut toată lumea? Acum că e versul ăla. Și vreau diseară să mă plimb cu ea. Zic, mi-au zis mie acum oamenii că dacă o mai plimb la 35 de ani, mă ia de fraier. Noi nu avem frica amenzii în trafic. Nu mai antrenăm elite. Totul e de o mediocritate așa, toată lumea face de toate. Pe aeroport când s-a întors, au fost oamenii care au lovit-o. Cum se poartă oamenii la noi? Și că de-aia funcționează știrile de la ora 5. Că lumea preferă să vadă la televizor că altora le merge se mai rău decât lor. Degeaba ești pasionat dacă n-ai disciplină. Și a urmă ar putea să fie noastră la cât se mănâncă în România. Urban Flex, cu o travă, un podcast Zunivers. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Zunivers, Urban Flex. Nu știu dacă e realitate sau nu, povestea cineva că pe cartea lui, cartea de vizită, cum era pe vremuri, a lui Cornel Dinu, scria Cornel Dinu atât. Atât? Da. Adică, ce să mai scrii? Adică, da? Cornel Dinu, ce să-i? Sunt acum Smiley, omul. Om, exact, om. Da. Ăla, artistul, eu. La tine ce e? La mine nu scrie nimic, la însemnătură scrie freestay/freestay, atât. A, ok, atât, nu? Oricum nu știu, dimineața nu m-a lăsat să intru la Neața Portar. S-a schimbat, să iei și paza și mă, eu parchez. Unde mergeți? Zic, la Neața aici. Ce treabă? Păi zic, prezint. Cu ce speță, da. Vă mașina de aici. Zic, domnule, lasă-mă să parchez, trebuie să intru. Machiaj, vă zic unde e, zic, domnule, sunt angajat aici. Scuze, am dat ochelari jos. Zi-mă ce se întâmplă la tine aici. La... Aici au grămadă aici. Chestii. Mamă. Ai văzut ce se întâmplă la altele? Așa. Da, aici ai ne-a nimic. Făcut și introducerea, m-a speriat. Da. N-ai văzut că e groasă, da. Okay. Au fost multe cazuri. Bine, eu merg, de obicei vin cu cască, că am mai făcut cu una. Te mai iei cu ăsta, nu știu cu cine am făcut. Artă pe pereți astea? Mi-e frică că sunt ăștia mai așa, am făcut cu Liviu Teodorescu, știi, și mi-a pus cască, ăsta e mare, și merge și la sala, să-i beleaua, să-i nasol, e grav. Mi-aduc aminte, am fost acum mulți ani în clubul ăla de la, pe Calea Victoriei, în subsol. De unde se cânta. Tribut. Și am vorbit cu patronul clubului. Și mi-a zis o chestie care gen mi-a rămas așa, că indiferent cine a venit acolo să cânte, cum a fost atmosfera, zicea, când vine Florin Ristei și cântă, nu se compară cu absolut nimeni. Și mi-a enumerat 94 de nume din industria muzicală românească, toți rachete, numai focuri. Și mi-a zis: "Bă, trebuie să vii o dată când e el." Bă, da. Și am fost odată când erai tu, da. Ai și avea dreptate. Zi bună? Bă, rău, ceva, era rachetă, ai fost rachetă. Da, mă, era tributul ăla atunci, era cam printre singurele locuri mișto de cântat în București. Acum nu prea mai e, mai unul, două de-astea live așa, un true, un... Da, tributul avea emblemă de live, era dinainte de a veni eu în București, cred. Și eu l-am prins bine un pic cu trupa dinainte cu Marfar și după aia când mi-am făcut eu trupă separat, mă prietenisem bine cu șefii. Și au avut încredere în mine fără să vadă proiectul, știi? Și acolo, ce beții, ce se întâmpla la subsolul ăla acolo. Dar era altfel lumea, mă, venea altfel lumea chitită se pe distracție. Se pare că era altceva? Da, da, da. Cred că nu erau așa multe festivaluri, nu erau așa multe evenimente de-astea urbane. Nu era... Și lumea știa, păi vinerea, sâmbăta, când cântam acolo, păi cred că erau 600 de oameni înăuntru. Era, tăiai fumul cuțitul, încă se fuma pe vremea aia. Și era atmosferă, lumea... Parcă acum când te duci, nu, acum nu prea mai bine lumea la live, oricum, se duce la bubuială, la electronică, acum e cu un nou val. Dar când venea lumea acolo, parcă uitau, mă, și era și un pic mai select așa, mai veneau și oameni cu bani acolo, erau foarte mișto. Dar parcă uitai că în jurul tău mai sunt oameni, acum știi, parcă se uită, uite și la un eveniment am fost aseară, la altă seară. Le e un pic rușine așa românilor, să uită întâi la ăla, să dacă dansează ăla, să nu fiu eu primul, să... Nu înțeleg n-au asta. Eu tot timpul îi compar cu străinii, știi, mă ia lumea, că nu sunt naționalist, că... Acu 200 ani au avut la Palatul Parlamentului 600 de străini. Bă, toți rachetă. În Rocky, Tuxedo, ca lumea. De la prima piesă zici că au venit la concert, că mă știau de ani de zile și habar n-aveau cine sunt, îți dai seama. Se distrează altfel, nu știu. Dar se pare că noi avem așa un băț în... Da, avem, în, nu? În dos. Dar în orice... Nu da, avem și avem relaxare asta, de asta? Cred că tot asta vine cu anii. Că, da, am ieșit din comunism. Da, mă, dar am ieșit de da, ceva vreme. Da, am ieșit. Deci cât? De o generație jumate. Pe o generație jumate, dar ăștia care au 30 de ani acum nu pot să fie relaxați?
Da, ăștia de vârsta noastră, da. Eu zic că de la că părinți nu am pretenții. Eu n-am prins prea mult, adică am prins 6 ani, aveam 6 ani la Revoluție. Nu pot zic că m-a marcat atât de mult sau ceva în genul ăsta. Mi-aduc aminte de niște momente, dar nu pot zic că m-a marcat. Dar în jurul tău cine te educă? Nu tot profesorii ăia, nu tot părinții ăia, nu tot conducătorii ăia? Nu stai, trebuie să mai treacă un pic de timp, că încă avem asta de... Cam 600 de ani. Eu am făcut o comparație, mama lui Naomi... din Anglia, este cam la mentalitate cu mine. Deci generația părinților ei este cam ca noi la mentalitate, ăștia de 30. Deci nu mai trebuie vreo generație, vreo 20 de ani, zic eu. Zic eu. Când zicea ăla că 20 de ani, nu știu ce, toată lumea îl bălăcărea. Să nu mai stăm în poziția ghiocel. Da, am avut asta, mie mi se pare că am avut-o întotdeauna, în toată istoria noastră. Nu se pare că am stat ghiocel? Păi da, și ne-am dat, și acolo un pic, și aici un pic, cât adică să ieși în mine. Adică vertebrală... Ciu-ciu. Poate... Cum, daci liberi, da. Noi... De ce erau liberi? Adică nu lucrau? că n-am niciodată, n-am înțeles asta. Erau liberi până au venit romanii și după aia a fost liberi ocupați. Profesioniști, da. Asta n-am înțeles, liberi. Și ăia care ne-au ocupat, ce? Adică ce făceau? Totdeauna noi eram liberi. A fost un popor liber. Nu ne-a cotropit nimeni niciodată. Nimeni. Nebun. Adevărul că în toată istoria, dacă te uiți, nu ai niciun fel de influență de la nimeni. Și că se schimbă un pic istoria aici. Pe care o învățăm la școală acum. Aoleu, nu cred. Niște capitole noi. Da, să învețe copiii de comunism, că nu era în manuale. Eu n-am învățat nimic la școală de comunism, de exemplu. Nici tu n-ai avut în manual. Nu știai. Nu. Știam doar că e bine. Și asta, da. Mai bagă și cu istoria evreilor. Mai bagă un pic. Păi și cu alea vechi, când veneam noi și erau 3 milioane și noi eram 6, alea rămân? Cu Ștefan? Nu. Vine, solo. Ștefan, vin turci, cât sunt? 10.000. Aducăm așa roșie, facem schema aia. Dacă mă rănește, nu vede că e roșie cămașa și voi vă bateți până la capăt și pac, eu moară pe toți. Vine pe să-ți sună Ștefan, am belit-o, vin aminte, cât sunt, 100.000. Facem la fel schema, cămașa roșie și așa sunt rănite aici, dar să nu vadă gagii. Peste 200, Ștefan, vin turci, e belită, e groasă, vin, 1.000.000. Stă asta un pic, adu pantalon, ea maro. Așa, că noi le învățam la școală numai pe alea bune. Da. Că i-am bătut acolo, dacă chei ne-au bătut. Dar prindeam, dar nu eram. Și mai ales de-alea, îi prindeai la un pot ceva și bam, le aruncai cu pietre de sus. De-aia au fost imperiu și noi nu. Da, exact, tocmai toți asta. Toți erau imperii, numai noi nu. Și mi se pare că toate luptele noastre, adică noi cu romanii și cu turci, cu Imperiul Otoman, așa, bă, că ăștia care erau jumătate de lume. Adică întotdeauna gen aveau probleme aici la noi când ajungeau. Când ajungeau aici și... A, era groasă. Deci că noi tot timpul așa am fost de tranzit, de s-au împerecheat toți cu noi. Și turcii, și romanii, și de toate avem. Suntem un popor sincretic. Dragi. Și dacă te uiți pe tot, de la mâncare, la absolut tot, ce tot e cu influență. Păi nu, sarmale nu s-al nostru, ești nebun. Dar nu. N-avem nimic, niciun preparat. Că mă mai întreabă Naomi, ce dăm un preparat românesc? Nimic. Plăcintă cu dovlec, probabil. Sau de-astea. Poate că gen n-ai, nu știu, n-aveai mere sau ceva? Ce ai să înlocui merele? Cu ce? Cu dovleac? Nici carne nu e, nici preparatele alea. Știi că tot mai cu discuția asta, știi, cu sarmale. Știi, da. Tot, absolut tot ce e da, gen cu carne tocată și nu știu ce, e din, nu, clar că e de acolo. Adică nu există vreo de asta. Da, nimic. Șaorma ar putea să fie a noastră la cât se mănâncă în România. Și mai românizată. Să fie românizată, cu de toate. Preparatele sunt românizate. Tot, dacă mănânci și le mănânci pe alea originale, nu prea au nicio legătură. Păi și eu am ca prima dată am ca pizza făcută de mama cu restul din frigider. Da, pâine și restul din frigider. Bă, la napoletan. Să uite copiii acum la unii. Băi, bătrâni ăștia. Ce săraci, da, bătrâni. Mi se pare foarte tare că eu am o chestie de asta, că mi se pare că sunt foarte multe, mult prea multe, bine, poate e doar o impresie greșită, prea multe show-uri de-astea, de talente, de tot felul de-astea, că mi se pare că apar orice trăznaie, toți sunt talentați. Și dacă e să mă întreb așa, bine, poate nu vrei să mă întrebi. Hai că te întreb. Mi se pare că sunt, adică dacă zici de un show de ăsta de talente sau nu știu ce, mie vine cap doar de tine. Nu greșești mult. Aia zic. Tu câștigi pe 25 decembrie, da, ca de obicei acolo se termină talent show-urile. Dacă tu nu faci nimic de pe 1 ianuarie, lumea te uită de la începutul anului, nu mai știe cine a câștigat. De asta sunt mulți care au plecat de la X, de la Voce, n-au câștigat. Dar au făcut ceva după. Uite-te la generația aia cu Joe, Liviu, Teodorescu, ei toți au fost pe acolo, pe la X. N-au câștigat. Dar nu contează. Contează că eu mă gândeam la un moment dat că m-aș duce doar așa, de fan, la un Britain's Got Talent sau un Voice UK. Nu neapărat să câștigi, că nu câștigi, sigur. Experience. Că sunt conștient că n-am cea mai bună voce și că acolo te bați cu de-aia.
dar te mai vede unul, știi? Și la noi la fel, te văd producătorii. Se gândește, poate asta îmi place, poate fac personaj de TV. Dar s-a cam suturat lumea de talent show-uri. Și se simte și pe audiențe și unii nu mai fac. Afară încă merg, surprinzător. Dar la noi s-a cam plictisit lumea că i-am cam și rulat. Dacă te-ai uitat în 10 ani, cam aceiași oameni au fost. I-ai văzut pe toți. I-ai cam văzut pe toți, da. Da, eu și zic știi că ce mai se pare diferit pic? Așa că pe afară dacă vezi câte un câte o, nu știu, mai apare pe YouTube sau ceva din ăsta, e câte o chestie de asta care te sparge. Nu ți se pare că la noi e o chestie astea, care te sparge? Factorul ăsta. Da, nu cred că mai vezi și la noi chestii. Mai vezi, mai vezi. Dar nu momente de alea virale cum le vezi pe afară, da. Au și de unde alege ei sunt, mai mulți decât noi. A noi e plaja mai mică. N-ai văzut că la noi acum vin și străini ca să bine, mai... Bine, dacă aveam imperiile alea și le legam, aveam... făceam la Istanbul, făceam... Da, e greu într-o țară mică, și suntem o țară mică, să descoperi talente timp de 10 ani în continuu, că se nasc alte generații la ceva timp ciclic, dar așa în continuu de la an la an și cred că de astea o mai lasă mai moale. Oricum, găsești toți nebunii care vin la... Dar crezi că asta a contat extraordinar de mult, că ești un tip mega muncitor și că din secunda 2 în care ai câștigat ceva, te-ai dat drumul la treabă mega puternic? Eu deja și făceam treabă. Și n-ai stat pe dreapta. Tu oricum făceai treabă că te știe toată lumea din neoliticul timpuriu. Cu tropeaua. Da, contează mult că... Ăștia vin, îți dau ceva, îți dau premiul ăla, da? Antena 1 poate ți oferă un contract după aia, îți mai dă o emisiune, îți dă, te cunosc de undeva. Sau... Dar dacă tu ești lepră și nu faci nimic și nici nu îți dai interesul în chestiile alea, nici nu te mai iau, că până la urmă e un business și la ei. Ei te iau ca să produci și tu pentru instituția respectivă. Corect. E win-win. Dacă tu muncești și îți vezi de treabă, merge treaba. Dacă nu, se dispensează de tine imediat. Și publicul de acasă, TV-ul contează mult încă la noi. 100%. S-a mai schimbat un pic, mai faci shift-ul acum spre online cu generația nouă, dar televizorul încă contează. Și parcă primul câștigător la noi de voce, Ștefan Stan. Îl mai știi? Ok, cântă. Dar tot, dacă nu-ți formezi personaj, dacă pentru mulți care se duc la talent show-urile alea, muzica e un hobby. Pentru mine nu-i. Pentru mine a fost profesie tot timpul. Adică eu n-am făcut altceva decât la terminat facultate. Am studiat, am băgat instrument, am băgat producție, le-am învățat pe toate. Că mi-a plăcut să fac chestia. Dacă o faci ca hobby, așa o să te trateze și ăilalți, ca hobby. Dacă o faci... Uite, aseară a venit un domn la mine, un domn prezentator, nu-i dau numele. Nu m-a văzut niciodată. Și ne-a văzut la o cântare aseară. Și zicea că a trăit pe afară foarte multă vreme și a zis, boss, nu știam de la nevastă mea de tine, dar ce am văzut aseară, performance, senzațional, că sunt mulți care cântă, dar uite, și cu trupa, și cu aia, și cu totul pregătit, și semnalul, și am văzut la mână, și am văzut și proiecția aia, și sunt oameni care apreciază. Știi? Și se face diferența. Da, poate nu poți să ai norocul unuia care o lovește cu un hit și intră pe radio și tu ai muncit 20 de ani și n-ai intrat. Nu mai. M-am frustrat când eram mic de chestia asta. Nu mă mai frustrează. Că știu că fiecare e pe segmentul lui, știi? Adică eu nu intru comercial, că nu sunt genul ăla, dar nici ăla nu face show live ca mine și nu cântă live ca mine. Dar tu ce frustrări ai avut? Că le-am avut. Ai intrat pe radio când era... Când nu era radio. Da, dar după aia... crescând și apucându-mi și luând-o în altă direcție și cântând, eu m-am axat foarte mult pe live. Am avut la un moment dat frustrări că nu sunt pe radio, zic că am o piesă, nimic. După aia a venit aia cu Vescan, ne-a intrat da, și după aia m-am hotărât că, bă, dar nu e targetul meu, eu am cântări probabil mai mult decât artiștii care sunt pe radio. Pentru că în 10 ani, lumea venind la tribute, la acolo, s-a prins ce tip cânt și... pentru evenimentul respectiv, pentru corporate, pentru aer liber, pentru... Știi exact, turistei vine și face asta. Și atunci nu m-am bătut pe public sau pe audiențe cu alții. Ai fost întotdeauna un om de ăsta care și-a dorit foarte tare ceva și a muncit foarte mult pentru asta? Da, când asta. Pare că nu ești un om care stă. Nu stau deloc. Și găsesc pasiuni în orice, tot legat de muzică. Îmi place și partea tehnică, am zis, dacă n-aș mai cânta vreodată, fac sunetist, îl fac sunetul tuturor în România. Și îmi place, îmi fac singur, montez singur. Dar îmi place chestia asta că muzica, televiziunea, chestiile astea, arta, sunt domenii infinite. Tot timpul găsești ceva nou de învățat, de citit. Păi în fiecare zi, noroc cu netul acum, că dacă l-aveam acum 20 de ani că m-am apucat să studiez sau să... Nu găseai nimic la noi. Nu găseai o metodă, o ceva. Acum dai click,
doar să nu vrei. Stau acasă, mă pierd de YouTube la ore, învățând chestii noi. Sau auzind, îi auzi pe unii fac într-un fel, alții fac într-un fel și înveți o grămadă de metode. N-ai cum să te oprești din învățat în domeniul ăsta. Și asta e un lucru mișto. Și asta te ține un pic. Că așa, dacă duceai în altă parte, te plafonezi, ori schimbi domeniu, ori rămâi așa forever. Te-ai gândit vreodată să faci altceva, să activezi în alt domeniu? Tehnic. În ăsta tehnic, dar tot pe partea asta, da, mi-ar plăcea. Dacă la un moment dat zic, gata, nu mai am chef să cânt. Dar cum s-a întâmplat treaba aia cu piesa care a rupt atunci Dana, pe care o știe așa absolut toată lumea și gen, eu mai merg cu doamna Andreesca și mai punem muzică la diverse evenimente și nu lipsește din playlist-ul nostru, că e... Face 23 de ani cu piesa, pe 10 octombrie. 23 de ani are? 2000. Nu mai zi. Hai să trecem peste... Ce? Deci acum 3 ani. A fost un proiect... Eu am fost la un, ca să vezi șansa, Karaoke Show 99, Prima TV, făceau la plajă, făceau la Constanța, mare eveniment, full de lume. Și au anunțat la un moment dat o ediție de copii. M-am dus, am câștigat ediția de copii și au dat-o în fiecare zi la televizor și la un moment dat la finalul verii au făcut ediția finală. Cu toți câștigătorii din toate săptămânile, plus eu copilul. Și am câștigat-o și pe aia de adulți. Că am cântat Bon Jovi pe vremea, eram... Racker. Și au dat în fiecare zi, toamnă până în Revelion, în fiecare săptămână dădeau finala aia la televizor. Și m-a fost producător, m-a fost ăsta la Roton și a zis, să facem o trupă de copii. Modelul cred că a fost Hanson. Era oia în state. Da, oia 3. Că și semăna Blonzic, piesa. Da. Cam aceeași piesă. Da, uite, a spart cu piesa aia atunci. Identică. Da, da, bun. Da, ai rupt cu aia. Era ceva nou, da, atunci. Trupă, copii. Nu știa nimeni. Noi, când ne-a pus împreună să cântăm cu instrumente, zis, mama, asta am văzut pe afară. Eram, ne plăcea. Câți ani aveai? 12 ani. Dar după aia... Clipul Atomic. Clipul Atomic, normal. Era maxim. Era... Clipul Atomic. După aia am mai făcut o piesă la un an, după aia am făcut încă o piesă cu proiectul ăla și ușor am început să cresc, să mă schimb un pic. Vrea și Bacu. Nu stăteam la București, stăteam în Galați. Și mai că mai zis, hai să terminăm cu Bacu și vedem după aia. Și după aia am terminat proiectul ăla și am zis, acum ce fac? Acum m-am dus în trupa ailaltă în Marfar, unde mergeam fiecare duminică la Beatman la emisiune, care era pe vremea la TVR, avea el, și era în trupa emisiunii. Și acolo am început adevărata școală de București de muzică. Să nopți, în afară de tribut, mai era înainte un club, Coyote. Coyote Ugly, da. Da, la Victorie. Jos acolo, da, în pasaj. Cântam joi, vineri, sâmbătă, 4 seturi pe noapte, băi... 700 de oameni, era ceva, eu nu văzusem în viața mea, venisem la București, la Galați, îți dai seama, stai la cămin, pfoi, cagici tot, eu fugeam, zar că ar fi altfel vremurile acum. Și aia, de la Dana, uite acum, am făcut acum o versiune, mă freacă lumea la cap, cântă Dana, și de seama că mi s-a luat, nu mai. Și am făcut o versiune nouă acum la piesă, de pun proiecție în spate cu clipul vechi. Cântăm noi peste, cu vocea aia veche, făcut o chestie cu Aiu, mi-am antrenat vocea mea de acum, am antrenat Aiu cu un album vechi de Amicii și acum eu pot să cânt cu vocea mea și îmi cântă cu timbru de atunci. E mind-blowing. Da. Aiu, da. Noroc că te știi cu Aiu. Și, da. Și fac asta și da, reacționează lumea, văd că reacționează, că na, generațiile noastre. Noastre, da, da, martalunci. Dar mie mi s-a părut așa ceva, că era o chestie super nouă, adică o trupă da. Cu niște copii care cântau cu instrumente, nu mai văzusem, adică și piesa era, adică toată lumea o știe, nu mai, ce să mai... Mă striga pe stradă, uite-l pe ea, este Oana. Zic, nu Oana, mă, frate, Dana. Bine, mergea și la Oana. Mergea și la Oana. Puteai să zici și pe Oana, puteai să faci mai multe de astea, mai multe variante. Ți-am zis, acum că e versul ăla, și vreau de seara să mă plimb cu ea. Zic, mi-au zis mie acum oamenii că dacă o mai plimb la 35 de ani, mă ia de fraier. Păi nu știu că era vorba aia, că unul o plimbă și altul... Da. Tu ce făceai în 2000? Am plimbat mult. Ce făceai în 2000? Plimbai, Dania? Plimbam. Bravo! Da. Plimbam, da. Alții... Are un prieten o glumă de asta că zice că și când mai apărea câte o gagică sau ceva și zicea, pasta jumătate din oraș a... Așa. Așa. Și zice, bă, dar niciodată n-a fost în partea aia altă, în partea aia de oraș. Întotdeauna era în partea aia greșită, numai la ăștia care n-au. Adică, și eu odată aud povești de astea. Bă, jumate, noi din alea. Altora, mă, li se întâmplă. Da. Numai ții nu ți se întâmplă. N-a fost să fie. N-a fost. Dar Politehnica cum a venit peste tine?
Păi, după ce am terminat cu Bacu, ai dovedit Bacul, s-a rezolvat. A rezolvat și am zis, la București, clar. La ce mă duc? Nu-mi plăcea nimic, îți dai seama, vreau să cânt. Da, cum era pe vremea aia și cum e și acum bănesc, trebuie să ai o meserie. Eu, da. Să nu poți așa. Păi vreau să cânt, vreau. A, o meserie. Și zic, ce mă ajută, ce-mi place, îmi place partea asta tehnică. Zic, hai la Politehnic. Trebuie la inginerie, făcut 3 ani, am terminat-o. N-am mai dus. Eram la stat, la neplată. Și am făcut un an, 2, 3 și ca să trec în anul 4 aveam niște restanțe multe, trebuia să dai RR-uri, trebuia să plătesc vreo 80 de milioane, trebuia să trec la plată și zic, nu trec la plată, fiu de profesor, zic, mă, trec la plată, ai nebunie. Și am sunat-o pe mama în ultimul an și zic, stai jos, că doar de mândria lor. De gura lor, da. Da, că nu aș mai fi făcut. Zic, fii atent, am restanțe aici și zic, nu vreau să plătesc atâția bani, că consider că nu o să mă ajute niciun fel diploma asta, pentru că deja cântam. Și zic, termin aici, am închid anul aici, mi-l echivalez și fac ultimul an la română americană, termin, iau diplomă de acolo, fac un master la universitate și am trebuit. A fost de acord că a înțeles ce vrei să faci pe viitor. Zic, asta vreau să cânt, n-am nicio treabă cu treaba, cu partea asta. Și păi am încercat și un master la universitate și nu m-am dus că m-a luat un profesor la mișto. De ce? Am vrut să mă duc și eu, zic, să învăț ceva. Era master audio-video în cadrul FGSC. Sună periculos. Mamă, multimedia audio-video. Mamă, zic, forță. Și mă duc la examen. Trebuia să prezinți un proiect. Dosar cu șină. Și eu am prestat un proiect, vreau să fac eu atunci, școala de canto online, făcusem site, știam să și programez, așa, basic. Eu le filmam, eu le montam și arăt trei profesori în comisie. Nu-i dau numele, i l-am dat pe net odată. Și îmi zice, păi de ce ai venit aici? Să zic eu că proiectul ăsta e bun? Păi zic, nu, trebuie să prezentăm un proiect aici. Păi da, dar ai făcut-o singur? Zic, da, în ce editezi? Păi zic eu, Premiere, Vegas, și audio, și cum te filmezi singur? Zic, da, dai rec acolo, te duci, tai. Da, da, hai vorbește. Și mi-am întors spatele așa. Și zic, nu, întrebați-mă, haide zi de proiectul ăla al tău, ăla la mișto. Mi-a dat ea 8, am intrat oricum, nu m-am dus la o perioadă la școală și zic, hai să mă duc la un modul de video. Și când am ajuns, am intrat la video, am stat la calculatoare de alea cu tub și zice, bun, și acum deschidem Windows Movie Maker și învățăm să punem, să atașăm un text clipului și să punem secunda acolo să apară subtitrare. Wow. La pauză am ieșit, nici nu mi-am luat mai diploma, cred că e diploma mea e acolo. N-am mai fost. Al nivel, oamenii al erau nivel, la nivel. Da, da. Da. Te-ai dus tu aiurea. Da, da. Când i-am zis o premier, de aia s-a strâmbat la... Știi tu, premier? Zi-mă premierul României, dacă ești bine. Și păcat, cred că sper să se mai fi schimbat și profesori și programă și... Zici chiar tu se duc că s-au mai schimbat niște chestii? Eu sper, ai da. Net acum. Nu știu, mi se pare că e, cine a mai vorbit sau ceva, mi se pare tot că așa. Tot acolo sunt. Da, eu am făcut jurnalism și era tot așa pe vechi cu deontologie, se vorbea despre tot felul de, din trei surse din asta, nimic. Și de teorie cu teorie, da. Cu trei surse. Omul, toată lumea pe Instagram din trei surse. Din story, din feed și din, și din reel-uri. Astea sunt sursele de care se ia. Da, mă, ce e o glumă. Da, na, mi se pare că nu ne updatăm așa la nimic. Adică suntem, am rămas acolo. Mă mir că n-aveai dosar cu șine să duci la Nu cred la că online. Mai avem astea noi. Nu mai antrenăm elite. Totul e de o mediocritate așa. Toată lumea face de toate. Cam așa a fost poporul nostru tot timpul. Că m-am dus afară la concert la Bruno Mars, e un singur om care are o singură responsabilitate să-i arunce la o anumită piesă un prosop pe timp, ăla îl prinde aerul el un show pe timp. Și omul ăla atâta face 4 ore, stă acolo, lângă scenă, și când vine momentul, i-a aruncat prosopul. Dacă omul ăla a greșit, știi că a doua zi îl schimbi, face un alt om treaba asta. La noi nu prea să se schimbe oameni. La noi face 16 lucruri. Ăla-ți face și ăla-ți repară și aia, face și aia. Și din toate, la nivel mic toate, că n-ai cum să fii forță în toate. De asta, noi n-avem chestia asta. Poate să mai schimbă ceva. Da, și asta, că e unul care e bun la toate. Da. Îl e și la aia. La, pune și faianță. Da. Îl iau pe Marian. Schimbă și două becuri. Instituția, cum e, zice Costel. Instituția băiatului. Instituția băiatului, da. Da, și fix așa e. Întotdeauna, în orice de asta. L-ai pe ăla care, Marius, care vine întotdeauna. N-auzeam un prieten care stă în Olanda, în chirie, în apartament, i s-a stricat un bec. Și omul și-a înlocuit becul. Și a venit proprietarul și a zis că îi dă amendă pentru că, păi ce, el plătește electrician, îi plătesc abonament pe lună, un electrician, și a zis, păi, las pe ăla fără loc de muncă, trebuie să vină ăla, schimbă becul, că dacă tu pățești ceva, e vina mea.
Bine, e extrem asta. Da, da, e dus la... Da, da, undeva pe la mijloc. Da, trebuie să fie, da. La noi îți dai seama că schimbai tot. Plus că mai făceai, mai dădeai un perete jos. Ștrăgești la vecinul. Ștrăgești la vecinul, da. Eu la rugă m-am de la început când veneau netul la bloc, deci trăgeau unul de la altul. Mamă, mamă. Când erau cele de cartier și toate nebuniile alea. Păi dacă aveți 15 ani și nu înțelegeți asta. Nu știe nimeni, da. De ce plus plus de la și cum luai toate prostiile din lume și când dădeai jos dacă era... Dacă mine am aflat de ce plus plus era... Mamă, se rupea, era Dumnezeu. Mamă, da. Găseai orice, ești nebună. Acum actualele torente, care da. Nu mai sunt legale. Nu mai legal? Nu au fost niciodată, da. Era bun asta. Unde ai văzut filmul, nu știu care, și cu oameni în public, așa știi, spunea, păi pe torent, nu știu, bă, nu mai spune asta, mâncați. Bă, nu mai spune, adică aveam prieteni actori care spuneau, bă, am văzut un film care a luat Oscar. Și zic, bă, dar n-a ajuns în România. Păi, uite, e link. DVD-rip. Da. Bă, nu le mai da, că voi sunteți actori care după aia vă supărați că la filmele voastre nu vine lumea pentru că șoc. Nu vine din cauza asta. S-a mai schimbat un pic, cred. S-a mai schimbat un pic, da. Și cu softurile și cu... Da. Sunt și prețurile mai accesibile acum. Platforme mai multe. Înainte și mi se pare scump. Că e mega civilizat totuși. Dacă vrei să te uiți, dacă ești fier pe HBO Max și pe Netflix, pe ce te costă, nu știu, cât și le ai și le vezi acasă în condiții civilizate, adică nu... Tot împărțim patru în cont. Da, cu siguranță, gen, probabil că sunt 16 oameni la... Da. Da, bine, nu știu ce mai face Veverița 38 aia. Știi că era la finala aia, dar... Nu cred că ăla... Erau doi. A murit, nu? Avocatul. Avocatul, mă. A murit avocatul? Da. Totdeauna mă gândeam cum, din ce bani, știa, din ce câștigă ăștia? Adică Veverița și cu avocatul ce făceau? Traduceau talea și... Da, nu știu din ce vreau banii. Că îi traduceau pe timpul lor, pe barba lor. Și erau toate noi niște muncăciuni, nu? Adică vedeai... Da, nu știu. Pulp Fiction făcut de Veverița. Acum ai văzut și a băgat Amazon dacă, în orice limbă. Dacă vrei să citești audiobook-uri, îți dă o carte, o citești între 200 și $400. Doar să vorbești. Bam! Veverița updated. Veverița se întoarce. Șoc și groază pe litoral. Da. Deci după nebunia cu... Dar nu ți-a filat vreo lampă de asta să te duci puternic pe ceva cu conservatoare și pe nebunii de-astea? N-ai avut, ai fost. Cred că la noi în țară muzica, dacă vrei să o faci, poți să o înveți, mai ales acum, poți să o înveți liniștit singur sau cu un profesor. Am avut profesor de vioară, de pian și pe am venit la București, ne-am învățat singur, că aveam până stânga, dreapta, instrumentii și mai vedeai, mai aveai acces. Nu vreau să spun că n-am fost la conservator, nu, dar am auzit cum e pe acolo și am tot, un pic vechi și înveți chestii neaplicate în ziua de azi. Adică nu înveți nici nimic de tehnică, nu înveți nici nimic de pop, să ai pop, să înțelegi popul, cultura pop, să înveți istoria popului, să nu, înveți note, solfegiu, bă. Ia și mie un la. Nu zic că n-am fost acolo, dacă mănânc, dacă vorbesc prostii, să mi se ierte, dar așa am auzit că afară m-aș fi dus la o școală. Adică am făcut un modul de Berkeley online. Poți să alegi ceva module, îți dau ei cursurile, dai niște examene și înveți. Dar acum le găsești pe toate pane. Și dacă ești pasionat, plus că dacă degeaba ești pasionat dacă nu ai disciplină. Că nu poți să înveți singur dacă nu ești disciplinat. Că și asta e o artă. Un profesor de aia e profesor. Știe cum să-ți arate pașii. Așa eu știind și mai făcând instrument și între timp am mai învățat, eu abia acum, de pe la 30 la 35, mi se pare că am studiat cel mai mult din viața mea. Că mi s-a mai dezvoltat și capul, acum înțeleg altfel studiu. Atunci când mă puneai să studiez când eram copil, n-aveai niciun chef, îți dai seama, să studiez, să stai. Ești la fotbal, normal. Acum vezi și altfel rezultatul, adică studiezi o săptămână și în a doua săptămână deja vezi rezultatul, pentru că deja te ajută degetele altfel, capul altfel. Și acum e și mai, cum se cheamă, rewarding. În afară de disciplină, care crezi că sunt aturile pe care le-ai avut? Că mi se pare că ai zis o chestie de asta, că asta cu munca, ceea ce mi se pare ok, că până la urmă nu îți dă nimeni niciun premiu și de aici încolo aștept să vină la ușă la tine să bată cineva că ești câștigătorul sezonului 24 de nu știu unde, adică e ca acum, cum m-ai întrebat pe mine, zici mie primul ăla, zi-mi al doilea, zi-mi pe șase, nu mai știi nimeni nimic, deci asta e cu muncă, disciplina. Și să fii consecvent, să, eu nu sunt răbdător, n-am răbdare în viață, dar am răbdare în profesie. Și n-am, adică așa am învățat eu work ethic-ul ăsta de la, în prima trupă când am intrat în București, în Marfar, Toboșor era mult mai mare decât noi, avea 50 ceva de ani. Și el cam mi-a ținut loc de părinți, de profesor.
Și el ne-a învățat o rigoare de asta în muncă, punctualitate, respectul față de colegi și să nu sare etape. Asta e întotdeauna. Bă, nu sări etape. Că le sari acum și pe aia, când o să fii mai, te întorci și le prefaci, pentru că n-ai cum să sari trepte. Și am fost întotdeauna, nu m-am uitat stânga-dreapta, n-am avut prea mulți prieteni de showbiz să ies, să pierd vremea. Mi-am văzut de treaba mea, am lucrat singur acasă, am învățat singur. 2-3 prieteni cu care verificam cunoștințele tot așa mai mari, îi mai întrebam când nu știam, când... dar n-am ascultat ce zice ăla, ce zice ăla, că am mai auzit diverse. A, zice lumea că e greu de lucrat cu tine, ca cu bănică, că tu ești foarte riguros. Mie îmi pare ceva ieși din comun, știi? Ăsta e stilul de lucru. Ok, poți să lucrezi cu mine. Ce ciudat, ăla e riguros, wow. Da, și e așa strict și trebuie să fii la timp și... chestii de normalitate. Exact, nu, dar se pare asta ceva, ăsta e job, e job, la ora 1, eu termin la 12 neața, la 1 de obicei, săptămâna asta nu ne vedem, la 1 ne vedem la sala de repetiții, stăm până la 6, program. Că nu repetăm în continuu 5 ore și că mai jucăm o FIFA și dar că... Dar suntem acolo. Dar e grupul, lumea asta încă n-a înțeles, cred, la munca în echipă, mă. Și se vede și în fotbal și în... Nu ai ca asta de grup, de unitate, de... Lumea crede că și de asta avem doar câte un Halep, câte un individualist de ăsta care reușește, câte un David Popovici, care au reușit tot pe barba lor. Dar îți dai seama dacă lumea s-ar uni pentru același scop și să tragi la căruță cu aceeași dăruire. N-ai, nu înțeleg, nu. Ăla, eu aș vrea să fac asta azi, ăla, dar eu n-am așa, dar ce, eu să vin eu la ce oră vrea ăla? Pintă, mă, dar regula e nu ca să fie mie bine, să nu fie la toți bine, dacă mie da, bine... Da, asta e ideea asta de binele comun, mi se pare că din, am avut-o vreodată în așa... Ca societate, nici ca societate niciodată, așa. Niciodată, nu? Mi se pare că în momentul în care a apărut al treilea... deja al doilea îl sapă pe al treilea. Ca în zi, Ioriță. Aia care ți-o mai și dă exemplu, de o chestie bună. Bă, cum să dai mă Ioriță, da. Plus că atitudinea lui ăla, adică cred că nimeni nu s-ar mândri cu aia. Bă, lasă-mă să vină. La noi e legendă națională. Da. Lasă-l mă să vină. Păi cum dacă aș afla? Adică dacă aș afla, bă, mâine la 3. Tătaie. Nu știu, adică aș, măcar aș pleca din țară. Mai duce în Bulgaria, la un tafos. Nu și asta unde, o și la noi, la vecini, la comunități. Eu văd, la bloc, la cartiere. La... Mi se pare că una dintre chestiile care au dispărut și dispar așa complet e asta comunitatea. Și nu mai avem niciun fel de, nu ne mai leagă nimic. Că te duci la mall, la nu știu ce, te duci, da, de bine, de rău, înainte avea, bă, la pe stradă avea ăla cu pâine, ăla cu de unde să luai, lucru care se întâmplă, că nu e o chestie care e demodată. Afară, oriunde te duci sau ceva, există ăla care vinde roșii, ăla care nu știu ce. Există și hiper, giga, mega, ultra marketurile. Dacă stai într-o comunitate, știi dacă că stai într-o comunitate, știi că le ai de acolo, de la ăla. Iar asta cu ăsta cu bine, ăsta comun, mi se pare că nu știu de ce nu avem. Eu chiar nu înțeleg și nu știu care e explicația. Că noi, nu avem cred că comunități, sărăcia... noi avem comunități, că își face toată lumea grup WhatsApp, știi? Da, blocul, cartierul. Dar dacă citești ce e acolo... Uitați, ăla arunca gunoiul în față. Da, în loc să găsești soluții, lumea se atacă. A venit ăla în bloc, păi, din cauza lui ăla. Păi stai să fac... Nu, frate, hai să găsim o soluție cu toții. Să facem ceva, hai să facem să fie frumos. Păi de ce să fac eu? Trebuie să facă ăla. Oameni care își fac curat doar până la... Dai zăpada pe bucata ta acolo sau știu ce, restul nu mă interesează, da. Și mai e aia cu ți-a dat amendă pe stradă, nu știu ce, că ai parcat aiurea și după aia te duci la poliție și băi, la ăsta ce mi dai? Da, dați-i și lui ăsta, B24, tână, ăsta de ce n-are? Și ăla. Stai mă, că tu ești, cine ești? Justițiarul vestului sălbatic? Stai că după aia ți-a dat amendă că ai parcat tu aiurea. Adică, și totdeauna, tot timpul dai vina pe alții. Exact. Și lumea vrea, eu am observat la români, zic de români pentru că aici stau. Da, că aici am stat mai mult, știu, da. Nouă ne plac regulile. Să fii la alții. Da, noi să fim excepția. Da, știu. La de ce a parcat? Dar tu de ce ai parcat? Am avut treabă am puțin. Avut 5 am minute avut... pe avarii. Ești nebun, am stat 5 minute pe avarii, n-am deranjat pe nimeni. Eu l-am pe unul pe colț, parchează de 5 ani, mă mâncă. În fiecare dimineață când plec eu, ies pe strada următoare și când fac dreapta să ies în chitile în aia mare, pe dreapta este un chioșc. Omul ăla, cred că în fiecare dimineață și-a țigări sau mama lui ce și-a de acolo, își pune mașina fix pe colț, dar nu poți să vezi dacă vine cineva stângă. Bă, și de 5 ani zic, bă, dar nu scot eu mă ok, mă, și eu zgârim ca românul ăla. De, bă, și-l claxonez și mă vede și... Scuze. Zic, bă, dar poți să o muți și o să o ai goală mai în față. Dă-o mai în față, măcar să nu stai pe colțul. Nu interesează. Nu, eu nu pot să concep astea. Să nu te intereseze chestii doar ca să nu-i faci lui ăla rău. Știi, adică să-i nu-ți faci nimic, eu dau 2 metri mai în față, ok, că să nu te deranjezi pe tine. N-au mă nicio treabă, nu.
sau la bloc, mai văd, intră și lasă poarta așa. Și zic, închide poarta. Ah, las că închide următorul. Păi de ce închidem următorul? Închide tu că ai deschis-o. Nu, sunt... Bine, poate și eu prea veche, așa sau prea... Nu, mi se pare nu, că sunt niște chestii de-astea care sunt tot timpul și ni se... Adică trebuie să vină unul să... Nu știu, trebuie să arunci pe jos ca să vină un băiat care să strângă el sau ceva. Crezi locuri de muncă, auzi, da, afară când te duci, respecti reguli. Vorbeam că acolo cu... e amendă. Vorbeam cu un tip care a fost șofer de ăsta pe autocar de ăsta și mergea Italia, Franța, nu știu ce, și povestea că de fiecare dată când ajungeau pe nu știu pe unde, se duceau grupul de români așa și se aruncau la totul așa. Așa. Bă, când ajungeau în Nădlăg, în vamă, totul ce zbura pe geam, pe la audale. Dar nu înțeleg de ce asta, știi? Pentru că nu-i pedeapsă la noi. Adică ai reguli și la noi sunt reguli. Că le ai. Dar nu le aplică nimeni. Eu asta cred, că noi n-avem frica amenzii în trafic prea mare. Dar nu există frica amenzii nimic. La nimic. Ai făcut mai ales că indiferent ce ar face, că s-a dus acum cumva orice îi face ca infracționalitate sau nu știu ce, sunt unii care n-ai ce să le faci. Da. Păi cum adică n-ai ce să le faci? Adică mi se pare că, nu știu, poate să lucreze în folosul societății, să vină să, nu știu, strângă frunzele din parc, habar n-am, nu știu, ceva. Ok, nu poate să-și plătească amenda aia, că oricum e inutilă și o dai degeaba. Dar să facă ceva, adică mi se pare că e... Da. Dar nu, te zici, bă, n-avem ce să-i facem, mai la revedere în român. Și restul oamenilor văd chestia asta și la fel. Păi dacă ăla nu pățește, de ce să pățesc eu? De ce? Da, eu da ce și eu așa un cerc vicios. Și afară când te duci în Anglia, toți românii. Deci să merge încet, 30 la oră, 30. Păi de ce nu mergi tot cu 70? Păi nu, că ia uite, mă ia camera aia, vine acasă în secunda 2. Păi normal, ți vin în secunda 2 acasă, ai stat fără permis, la revedere. La noi, hai că știu eu. Alo, un băiat, păi de acum, da. Dar și asta, mai vorbeam cu șoferi de Uber pe la Londra, pe la asta și ziceau că sistematic le vine acasă poză cu alea, nu mai ai ce să contezi, să zici. La fiecare semafor ai camera. Boss, aici am stat puțin. N-ai stat puțin, ai stat. Adică e simplu, nu e discuție sau ceva din asta. Naomi îmi zice de cât de strict e, i s-a părut când plec eu de acasă pe chitile și merg pe grivițe aia, mai merg mai tare uneori și zice, în Londra nu poți să faci niciodată așa ceva. Drum pe care îl faci tu aici în 10 minute când e liber și mergi cu 70 în loc de 50 probabil, păi la Londra îl făceai fix în același timp cât îți zice Waze-ul sau... Deci dacă scrie 13 minute, ăla se bazează că toate limitele sunt respectate. Exact în timpul ăla îl faci. De-aia și troleele, autobuze, tramvai, toate alea vin la timp, pentru că toată lumea știe că merge cu viteza aia, în timpul ăla nu se creează aglomerație, dar toată lumea merge încet, dar merge. Și atunci, hai la voi aici se merge, e mișto, pentru ea s-a părut așa prima oară, wow, e așa. Dar, păi asta că te mai duci la, nu știu, la Berlin și zici, bă, a venit ăla la și 17 minute. Păi da, pentru că există un flow care gen... care funcționează. Funcționează perfect. Și atunci ăla și 17 minute acolo. La noi, da, nu poate să... Dacă apare ceasul ăla, la noi oricum are întârziere trenul care merge 20 de kilometri, are întârziere 17 minute. Ani de zile cumulați. Da, da. Știu că erau glumele alea cu băia de pe la... În Japonia, cu că a întârziat un minut într-un an sau ceva. La noi ne rugăm să ajungă. Ce? Da. Da, și de, să ajungă să fie ok, să nu... Să nu că întotdeauna e ceva. Vara se dilată și na, iarna te ia pe nepregătite că ninge. Când plouă și na, alunecă. Sau niciodată nu se pare că nu suntem pregătiți. Unul la barieră care s-a oprit cu mașina unul acolo. Unul la barieră care are o grămadă de treabă, care a pus și el pe avarie acolo, că na, avea și el un pic de treabă. Stă în față pe avarie. Stă în față pe avarie. Cu... Da, mi se pare că e... Bine. Dar eu încă mai sper. Eu chiar mai sper. Eu de asta n-am plecat încă din țară. Că am avut gândul de mult. Te-a bătut gândul ăsta? Încă mă bate gândul. Adică mi-ar plăcea să ajung cu cariera într-un punct în care să pot să nu mai fiu zilnic la muncă, adică să n-am zilnic emisiune sau ceva, și să trăiesc în altă parte și încă să-mi fac treaba aici, să vin o dată pe săptămână la cântare, la un concert, la o treabă, la o producție. Dar mi-ar plăcea să mă mut acolo, Spania, Portugalia, acolo, pe coastă. Pe căldură și pe apă, nu? Da. Eram fan... Finlanda, dar nu ți-a trecut. Nu, eram fan state. Ah, ok. Până m-am dus și American Dream, nu, e chiar American Dream. Sutul adică e ok, cunoști o grămadă de oameni, ai alte oportunități, dar e foarte scump, e traiul total diferit față de al nostru. Pare nici oamenii nu m-au spart așa, falsul la marketing e mișto. Da, că e frumos că zâmbește. Da, că zâmbește. Da. Dar după aia m-am gândit aici pe Europa, am zis Spania prima oară ca oameni, ca mâncare și după aia am vizitat Portugalia și am și un prieten care stă acolo. Am stat acum în vară a treia oară când merg.
este rai, rai, de la oameni, mâncare, vreme, ocean. Bă, și oamenii, mă, sunt principalul impact. Că eu n-am problemă cu, că noi avem, când a venit nouă mințară, a zis, băi, voi aveți, noi n-avem nici nimic, voi aveți munte, mare și toate la o distanță relativ mică, da, cu mașina din București mai ales. O grămadă chestii de văzut. Relativ mică, mai puțin că infrastructura. Că n-ai n-avem mergi, nimic, dar în rest e da. Da, e frumos la noi. La, impactul la ea a fost plecată ultima oară acum vara, s-a fost plecată 2 luni, după ce a stat 2 ani jumate în continuu aici și n-a mai fost acasă, da? S-a dus acasă, s-a reobișnuit acasă și a zis prima chestie pe aeroport când s-a întors, a fost oamenii care au lovit-o. Cum se poartă oamenii la noi? Că se ceartă la case, că se îmbrâncesc, că se, la zborul de România tot timpul, la acolo sunt unii care sigur vor. Mie se pare că recunoști coada de români, că toate cozile sunt așa și coada de România așa, o chestie care e un fel de evantai, care se... Sunt unii care vin din lateral, mi se pare că acolo, cred că suntem toți pasionați de rugby, că tot, mi se pare o grămadă ordonată acolo, sau dezordonată, depinde, și toată lumea vine din tot felul de... Da. Și vezi, la, nu știu, sunt ăia, cursa de Oslo, bă, sunt ai naibii, stau ăia, unul în spatele altul. Și mai stau și jos. Scaune, nu se da, 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 da. Dar asta n-am înțeles niciodată. Să urci primul ca să ce? Crezi că n-ajunge jumatea aia altă de avion, n-ajunge acolo? Am citit un ăsta care explica fenomenul ăsta, un psiholog, și zicea că ar fi reminiscențe tot din comunism. Da, coada pe care o făceai ca să prinzi ceva. Ceva. Că știi că unii se puneau la coadă, dacă vedeai o coadă, te puneai și tu la coadă, că da, știi că nu se știe niciodată. Da. Eu doar nu-ți dai bătaie. Prins, frate meu a prins, frate, eu mare cu 11 ani. Și el mai stătea la pâine, la lapte, nu știu la ce să și stătea. Ce, asta o șochează? Când ajunge în România, oamenii, când vede... Dar cum se poartă oamenii? Și ei s-a părut la început, noi suntem un popor destul de agresiv în vorbă și suntem rând cu turcii. Da, nerv. Da. Da. În primul rând, intonația la noi. Ei s-a părut tot timpul și la început vreau că ei se părea ofensiv, că o cert sau că îi zic, nu, ăsta e tonul nostru, așa vorbim noi. Că tare și modul în care vorbesc ei, la ei toate cozile în engleză, că de-aia e mai și mai melodică, se termină în sus. How are you? Ce mai faci? Totul e în jos la noi, fix e pe dos. Și corect. E foarte, îți dai seama, impact cultural așa pentru ea. Noi obișnuiți cu engleza, nu e așa mare diferență pentru noi când mergem, că ai auzit-o pe filme, pe cântat, mi-a fost simplu să vorbesc în engleză, am cântat toată viața în engleză. Dar ea când a auzit limba, acum o înțelege și nu-i se mai pare așa. Se pare, voi vă certați între voi tot timpul, agresivi, așa veți, e. Alții, da. Da. Și sau magazine, când intră și lumea vorbește, na, știi cum vorbește la noi lumea engleză? Da. Și asta a zis că a impactat-o cel mai mult. Și pentru asta e dor de UK. Eu n-aș putea sta în UK. Nu știu, par nu-i pe stilul meu neapărat. Îți place? Nu sunt, sunt, adică ai, sunt, mișto de vizitat, sunt fanul tuturor țărilor în care am fost și am fost în foarte multe, doar ca turist. Adică, indiferent. Nu ți-a plăcut niciuna de stat? Te-ai gândit? De stat, nu. Nu? Nu. Nu, pentru că n-am avut, îmi place, mi-a plăcut întotdeauna, adică îmi place tot ce e nord sau ceva spălat, Norvegia, Danemarca, Finlanda, toate nebunile astea, mi se par tare, doar că indiferent ce ar fi, tot balcanico. Sângele. Așa, și simți aici. După aia nu poți să spui că nici Spania, nici Portugalia, nici Italia, nici absolut tot ce e pe aici, Grecia, nu știu ce, nu-mi plac. Îmi plac de mor, adică place Italia, din am fost într-un an vreo 7 ori. Adică sunt fan. Doar că mi se pare că aici, chiar cu toate bălăriile astea ne-am din lume, obișnuit noi, da. Nu știu dacă ne-am obișnuit, da, dar și mie mi se pare că... 100%. Da. Păi asta, eu zic că singurul loc în care, într-adevăr, te întâlnești cu altă bulă e la aeroport. Mi se pare că e singurul loc sau în care... Statului, când sau ai nevoie de statului, când ai nevoie de ceva, da. Și când stai acolo, cum nu știu ce. Că în rest, te duci la aceleași cafenele, ai la aceleași restaurante... Aceiași oameni acasă la grătar. Aceiași oameni acasă așa, nici la mall nu sunt fiert să merg, să așa că știu de unde să-mi iau haine și nu știu ce, adică cumva fiecare dintre noi ne-am făcut o, nu știu dacă e neapărat bine să nu comunități, vezi tot comunități mici, bisericuțe, da, da, bisericuțe mici și văd realitatea la concertele de afară în aer liber, că așa în cluburi și tot bula e, știi? Da, că da, vin clar. Fanii, vin prieteni, vin în astea micuțe, dar afară când ești în aer liber vezi pe toată lumea și atunci vezi exact cum e țara, exact. Și bănesc că dacă te duci pe gen ai 40 de kilometri de București încolo, e... Da, nici măcar 40. Aici nici măcar aproape, 40, da. E uriașă diferența. Și e cel mai trist, de unde a fost ultima oară? Valea Gurghiului.
la Munții Gurghiului, pe acolo, pe lângă Mureș. Eu am mai ieșit, eu ies, conduc mașini pe drumuri ale țării. Totul arată la fel ca atunci când făceam eu Galați București în anul 2000. Când ieși din urbe, din oraș care s-a mai dezvoltat, bun, restul este identic. Aceleași case, aceleași garduri, aceleași... Și tot îi vezi pe zone. Mi se pare că Moldova putoare mulți puturoși și săraci, că îi vezi după case, mă. Bă, dar casa ta cade gardul pe tine, mă. Bă, nu poți spui, mă, 20 și să-i dai un var, mă, în 20 de ani? Nu, dar cu siguranță ai o discuție despre cât de nasoală e casa lui ăla, de vis-a-vis. Absolut, da. Absolut. Și stai la bar, la bancă și da, cu semințe în față. Bă, atâta, mă, fiecare să-și facă bucățica lui și tot ar arăta mai bine, mă. Să-ți dai un var pe casa aia, să faci... Nu, și în Dobrogea, la fel, ce... Am fost într-un sătuc, am filmat la un moment dat pe lângă Corbu, pe acolo, Vadu. Păi, este vestul sălbatic. Vestul sălbatic e... Da, mă depășesc astea. Nu înțeleg de ce nu ne-am civilizat cu toții. Hai, nu cu toții, că astea mulți rural noi. Dar să prind un pic, că sunt multe în vest și la noi în țară, în Cluj, Timișoara, încolo sunt niște comune de-astea, orășele, unde au fost niște oameni gospodari sau primari sau... Și arată forță. Nu, se pare că e doar de om și de comunitate om, da, și de asta. Că dacă te uiți la cum arăta Clujul acum 15 ani și cum arăta Clujul acum, nu mă refer la cum arată Clujul gen fizic așa sau ceva genul ăsta, dar câte lucruri s-au întâmplat acolo și cât de mult a crescut. Și te uiți la orașe, nu știu, îmi vine în cap Timișoara, care mi se pare un oraș superb, dar care Galați. Nu se întâmplă că Galați. Galați e mai urât decât atunci când am plecat eu. Cu toate clădirile noi care au apărut. Dar vibe-ul orașului, îl simți, simți orașul cum arată, oamenii. N-ai, că lumea pleacă, pleacă, vine la București sau se duce la Iași, dacă vrei să rămâi în Moldova. Faleza aia, e o groapă pe faleză la noi de 20 de ani. Și se știe că intră, se infiltrează apă pe acolo. Acolo vă dați întâlnire, bă, la groapă, ne vedem la groapă. Aia, mă. Și în fiecare an e groapă acolo, mă, frate, mă. Și un oraș cu, adică care și avea oraș de rupea înainte, mega potențial, da. Avea combinații de rurgic, avea facultate bună, ai Dunăre, ai port, ai granița aproape, ai... A rămas în loc. Da, bătălia interstelară cu Brăila, cum e? Mamă, sunt curios de acolo, cum e? Eu n-am înțeles, maică-mea brăileancă. Da, după aia a stat în Galați. N-am înțeles rivalitatea asta niciodată, am auzit-o și eu. Zici, întotdeauna... Unii sunt Moldova și unii nu sunt, sunt sau ce? Da, Brăila zice că nu-i Moldova. Brăila e Germania, direct, ești nebun la cap, e Bavaria. Brăila e Muntenia, auzi. Muntenia, da. Muntenia, vorbesc la fel de moldovenește ca noi. Distanța, sunt cele mai apropiate două reședințe de județ mari din țară. Da? Deci noi avem un sfert de oră din centru Galațiului în centru Brăilei. Atât, un sfert de oră, pe dig. Și acolo e altă zonă. Cât faci la un semafor în București? Da. E mai curată Brăila de câte ori am fost eu și am trecut. Mi s-a părut mai spălată un pic. Oamenii din, cum veni? Aia din Brăila veneau la Mac în Galați. Aia din Galați mergeau la cinema în Brăila, că noi nu mai aveam cinema. E un schimb cultural, se numește. E un schimb cultural, da. Și tot ziceau... Cum îi spunea, când făceai, când mergeai afară. Da, da, da. Work and travel, de la sau ceva. Am făcut și eu cu francezi. S-au făcut work and travel. Și tot timpul auzeam că polițiștii opreau... Dacă treceai granița la Brăila, pac, când te vedea cum de Galați, eu n-am pățit niciodată. Și n-am simțit asta, dar am auzit-o. Am mulți profesori sau mai văd ăștia mai bătrâni care mai postează încă să jighinesc, să... Ăla-i Brăilean, bine, ăla-i... Sunt și conflictele mari, că amândouă sunt niște forțe. Da, forță, da, forță, da. Tată. New York super cu... dezvoltați, da. Da, New York cu Tokyo, e bătălia interstelară. Își iau, zi, își iau locuitorii unii altora. Da, 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 nu, păi și, cred că și miza e foarte importantă, de e mare de tot, da. Totdeauna mi se pare că astea, toate conflictele astea, la noi au niște mize de astea senzaționale. Și debate-urile astea care sunt pe Facebook legate de orice subiect de sau orice bălărie care mâine, multe care nu sunt subiecte, adică sunt non-subiecte, punct. Adică nu ar trebui să discuți sau ceva. Specialiști. Toată lumea e specialistă la în tot, nu? În tot, în tot. Stai că acum specialiști în dopaj. N-ai da, văzut? Mă, știu, de două zile. Da, da, forță da. Pe dopaj, las că știu eu. Am un băiat care... Și ai văzut, nu știu dacă e adevărată, o zice unul într-un... cine o zice? Un nene, un profesor la Harvard, parcă. Că a studiat Europa de Est și Europa de Vest și studiase România, Bulgaria de aici
și în partea cealaltă UK, Norvegia, Spania. Și zicea în toată și Franța. Și zicea că în țările alea, tu când doi oameni au o conversație și vor să-și expună părerile, unul zice: eu cred că, francezul, je crois que. Englezul zice și mai elegant, zice in my humble opinion, eu cred da, că. Da, da, da. Românul ascultă pe altul și zice: nu, nu e așa. Da, zic eu. Da. Da, da. Adică nici măcar nu iai părerea ta. Nu există, nu există, părerea ta nu există. Îți zic eu cum e adevărul. Sigur. E ca la aia, ce părere ai despre Marius? Și după aia te întreb, sincer? Păi nu, aș vrea să mă minți. Marius e un băiat extraordinar, da. Și la asta imediat ți-o taie. Și zici, domne, am fost la Paris. Bă, Parisul? Lasă-mă și cu Paris, îți explic eu. Mizerie, gunoi, sunt șobolan, dar ai fost? Nu, n-am fost, am un băiat care a fost, care știe el și care nu știu ce și care a mai fost el. Nu știu. Dar stai mă că nu e și oricum e o chestie atât de subiectivă, nu mi-a plăcut filmul nu știu care. Nu vreau să mi-l desfințez, adică și mi se întâmplă asta foarte des când mergi undeva, nu știu, acum am fost la Timișoara acum vreo 2 săptămâni și vorbeam cu cineva din Timișoara și îmi spunea, vorbeam, că e așa, că ce fac ei acolo, că capitala așa, nu știu ce. Și ce zis, bă, da, mi se pare foarte tare ce faceți, orașul arată, adică mie mi se pare că arhitectural arată senzațional, adică e tare. Dar ei simt nevoia să spun o chestie de asta, ce, băi, nu m-aș muta niciodată în București. Bă, e aglomerat, e nasol, am stat 2 luni, dar e nasol. Dar nu te întreba nimeni. Adică eu pot să trăiesc cu, fără părerea ta despre nu știu ce, eu spun doar că mi-a plăcut la Timișoara. Și mi-a plăcut la Cluj, mi-a plăcut, adică nu pot să zic că nu mi-a plăcut undeva sau ceva. Ok, nu mi-a plăcut, că mă întorc la mama la Constanța, nu-mi place. Dar nu trebuie exact să-i zici vezi, omului, dar știi? Nu trebuie să-i spui asta, salut, știi? Bă, e oribil, e oribil la Constanța, deci nu mai vin niciodată. Dar nu mă interesează, știi? Da. Și exact ca la asta, știi? Gen, exact cum spui tu, știi? Adică e părerea mea despre ceva. Ce nu nu poți să fii de acord cu ea, e ok să nu fii de acord cu ea, este absolut minunat. Dar nu spui din prima, nu. Nu, dai că îți explic eu cum e. Dar asta cred că e tot din cultură. Mai știi când austriacul a omorât ursul ăla? Da. Și de fapt s-a dovedit că omul era în regulă, avea atestat, avea tot, erau de vină autoritățile noastre. Corect. I-au desfințat omului ăla pe Booking, i-au dat review-uri negative la Avelu, un hotel în castelul lui. Și până la urmă Booking l-au șters toate comentariile negative. Pentru că noi când mergem undeva la restaurant sau ceva, dacă e bine, nu scrie niciodată. Dacă e bine, dacă e rău, e dacă satana. Dacă e rău, prima oară ai scris. Noi nu avem asta, să dai un review. Bă, a fost mișto. Hai să scriem că e mișto. Nimeni nu zărăpește jumătate de oră, nu zărăpește nimeni din viață ca să scrie ceva de bine. Hai să scrie, bă, nici măcar să apeși 5 stele acolo. Nu. Dar dacă, și mie asta mi se pare cumva, mi se pare greșit. Tu ești acolo la restaurant sau ceva în genul ăsta și ești nemulțumit de mâncare. Poți să ai, adică, totuși, încă mai vorbim unii cu alții. Să-i zice. Chiar, poți să-i spui, bă, nu mi-a plăcut asta, nu mi-a plăcut asta, dar toată lumea pleacă gen, sau mulți dintre ei pleacă ok. Ai lins toate alea de pe masă, nu mai e nimic, că n-avem ce să facem poză. Și după aia. Și nici femeia de la vase nu poate să spele că deja e gata, ai terminat, ai despălat-o tu cu ce ai spălat-o. Și ajunge acasă și ce? Mamă, la colțul blocului acolo. Și nu mi-a plăcut aia. Bă, de ce să faci mă asta? Și vorba ta, să ai un feedback pozitiv. Bă, am fost cu șoferul de Bolt, nu știu ce, și mi-a plăcut. Hai să-i scriu 2 cuvinte, mi-a 3 secunde. Mă, zic că e mișto experiență, na. Bă, am fost cu el, ascultam nu știu ce piesă, nu știu ce, mi-a plăcut de el, la revedere drum bun, te salut, la revedere 5 stele sau nu știu ce. Niciodată. Dar de rău? Asta cred că trebuie să schimbe la noi în educație. Venise la Neața, venise doamna ministru al educației și povestea și așteptam să spună chestii. N-a spus nimic. A spus doar că din 2000 o să se întâmple, o să fie. Și Răzvan întreba, da, proiectul ăsta. Proiectul ăsta, da, acum, de ieri am început să vorbim despre el. Bă, zi-mă lucruri concrete. Drogurile în școli, gata, acum rezolvă, îi testăm pe toți. Ok, îi testez pe toți, fii atent. Și mâine tu, din 30 de copii, îți ies la testul de cannabis 10 pozitiv. Ce faci? Ce faci? Iei la până ai pe toți 10 din clasă și ce faci? Pușcări, 10 ani. Păi când ești, mă, să previi, să educi, să... Nu există asta, e... Mi se pare că e... Ca să mai vorbeam cu cineva de la antidrog și zicea de...
Eu zic, bă, nu există nicio campanie. Toate campaniile care s-au făcut erau de-astea niște glume. Venea un polițist și spunea, cu o planșă și nu este bine să vă drogați. Copii, uitați, puteți să pățiți asta și știu ce ajunge. Și punea o poză cu unul, un boschetar. Mă, mi se pare, adică e o glumă. Când copilul dă un search pe Google. Da, când în momentul de față, la 3 secunde de așa, poți să ai toată informația de lume. Dar mi se pare așa, știi, că în continuare ai rămas și tot timpul e, o să pățești, nu știu ce, o să, bă, dar n-ar trebui să le explici. Bă, să ai să prevenți, de ce ajungi acolo, da? Că întotdeauna te duci și tratezi întotdeauna cauza. Noi nu tratăm, asta am făcut eu, mi-a sărit în cap lumea. Că tratezi efectul, dar niciodată nu tratezi cauza. Bă, dar stai, cum am ajuns aici? Noi suntem în punctul T0 ăsta. Exact. Cum am ajuns aici? Păi nu, stai că... Anturajul, familie, educația, ce-l învață ăla, că de ce consumă? Nu consumă că i-a dat unul, ia mă, ia de aici și ia să încercăm. Se consumă că vrea să-și găsească refugiu în ceva, are o problemă, are depresie. Plus că asta, să spui singura chestie pe care poți să faci, să zici că nu sunt bune? Ah, ok, wow, nici nu mă gândeam la asta. Okay. No. Nici n-a zis nimeni vreodată, da, că ar nu, fi. E prima oară când aud, da, e ca la alcool sau la nu știu ce, știi, vine, bă, nu e bine să bei. Ah. Nu e bine? Mă gândeam că, da, chiar încercam să găsesc... Cum? Că e legal? Beneficiile, da. Și asta mi se pare că întotdeauna noi avem, strategiile noastre sunt de mâine. Uh-huh. Deci mâine suntem, deci mâine începem acum, acum încă discutăm, dar ai de mâine... Ai explodat aia cu gaz, le-au verificat a doua zi, pe toate. Până atunci nu le-a verificat nimeni. Niciodată. N-au zis că în București 30 n-aveau autorizați. Ce e cel mai trist? Că n-am, eu cel puțin m-am obișnuit cu asta și nu mă mai șochează. Asta pentru mine rău? Nu e un rău, e cel mai rău. E rău. E cel mai rău. Când am citit, mi-a venit știrea pe telefon, s-a mamă, întâmplat. Deci am devenit atât de... Na. Nici nu mai ai niciun fel de... Că, și de asta nu mai reacționează nici lumea în stradă. Nu o să mai astea nimeni în stradă, gata. La nimic. Pentru mi că au văzut că e inutil. Ai fost, ai văzut, eu am stat pe de zile în stradă și nu s-a întâmplat nimic. Adică, și nu o se întâmple nimic. Iar o chestie de asta că nu suntem nepregătiți, că nu știu ce, adică nu mă mai șochează, că... Și numai că acum începe să se mai spargă puroiul câte un pic și la ceva vreme mai auzi un caz, s-a întâmplat aia. Văzi că de la colectiv încoace se tot întâmplă chestii. Odată pe an se mai întâmplă tot așa de genii mari. Că se sparge bula la un moment dat dacă sunt oameni. N-auzi podul ăla la Galați, Golden Gate-ul vieții. Îl închid. Cad, au căzut bucăți din el. Au căzut bucăți din el, șuruburile nu erau puse. Acum a închis o bandă, s-a lăsat asfaltul. Păi s-a lăsat asfaltul, au trecut aia cu camioane pe el. Păi nu te-ai gândit că o să treacă, că schimb de mar? Că trec doar bicicliști? Da, sau oameni pe jos. Păi dar nu mai e ăla la Apolodor din Damasc, că noi pe ăla ne bazam. Ăla făcea podurile alea bune, ăla era cel mai bun, da. Era numărul 1 pe poduri. Și ăla, Saligni ăla, dar nici ăla nu mai e. A făcut la Constanța, a făcut, dar nu s-a lăsat de... Și mi se pare că e atât de trist, e că ajungi să nu te mai... E o chestie atât de normală, cumva, știi, că nu te mai șochează. De-aia te surprinde normalitatea. Da, după de-aia aia te surprinde, da, că te-a zâmbit cineva și că ți-a zis ceva, mulțumesc, că cineva a vorbit frumos cu tine. Uh-huh. Cu siguranță are ceva, un interes. Da. Urmează să-mi ceară 1 milion până la salariu, știi? Că niciodată te uiți afară și oamenii zâmbesc. Și se salută. Eu asta cu salutul și se salută. Mor pe asta, știu, și pe mine mă enervează. Băi, dai nas în nas cu un om la mine la ușă, dau nas în nas când parchez, fac doamnele alea pe stradă, curat. Și dau cu mult. Și cobor de mașină și pentru cobor și lângă mine aici, nu poți cobor ca bou și să închid ușa. Zic, corect. Să rămân. Și o femeie mi-a zis, mă, mai că i-a dat lacrimile. Ești singur. Da, că uite, ne salută și pe noi cineva, că până lumea ne înjură, să ne dăm la o parte, să aibă loc să parcheze, să te mulțumesc. Păi, și mi-a venit că mi-a zis mulțumesc că am salutat, sunteți nebun la cap. Da, mă, pentru că normalitatea e o chestie care ajunge o anormalitate. Da. Noi avem discuția asta, ne-am mutat într-un bloc mai acum vreo 2 ani de zile nou și am fost primi acolo și gen au tot apărut vecini pe parcurs și niciunul dintre ei nu salută. Nu știu care e șmecheria, că îți cade rangul dacă saluți sau nu știu care e, cred că e vreo șmecherie să nu saluți. Cred că asta e șmecheria supremă, e bă, m-a salutat ăla, bă, nu-l salut. Bă, vreau să stau așa, adică, bă, nu, eu știam de la tata că tata-i saluta pe apă, cum absolut. Zici tu. Adică că toată lumea, treci pe unul pe lângă femeia altul. Care făcea curățenie în bloc sau nu știu ce, o salutai, că bă, asta e șmecheria, să saluți, tocmai asta e șmecheria, nu e exact invers. La noi șmecheria e să nu meargă copilul, să facă educație fizică și sport, să-i dai scutirea aia și săracul are 98 de chile, la are 16 ani și are 98 de chile. Păi nu e nicio șmecherie, e ceva exact invers. Afară și pe stradă. Și pe stradă doar dau din cap și zâmbesc sau cumva. Sau și la distanță și eu când mă duc la Naomi în cartierul ăla, e un cartier de case micuțe, cu oameni de toate naționalitățile, cu habar n-am pe nimeni, evident. Normal, ies,
dau din cap, zic un hello, zic ceva acolo, că ești la ei în comunitate, ești pe stradă. Ești... Dar și la tot mediul rural era asta, că mergeai pe stradă și salutai, îl știai, nu cred știai. Că asta, cred că asta mai e, da. Da. Dar și la noi, adică dacă suntem vecini într-un bloc sau ceva, sau nu știu, vede femeia care face curat, adică poți să o saluți că nu scade de la viață, adică nu ți-a luat, n-ai luat ciuperca aia de la Mario. N-am înțeles niciodată asta, care e șmecheria cu să nu saluți. Că mie mi se pare că e exact invers, ar trebui să fie... Eu acum, spre bătrânețe, mi-am dat seama că aproape tot ce faci tu acum e ce ai văzut acasă. Ce ai înțeles de acasă, cum s-a vorbit, cum ai văzut pe ai tăi că se poartă, ce fac ai tăi. Dacă citesc, dacă joacă la păcănele, dacă înșeală, dacă... Toate de acasă. Știu că toată lumea vorbește despre anturaj și despre educație la școală sau de nu știu ce. Anturajul, cred. Contează dar și asta. Dar mie mi se pare că gen ăia, că toată lumea vorbește de cei 7 ani de acasă, plus restul, că mai stai acasă o perioadă după ăia 7. La școală stai 6 ore, 7 ore, da? Da, restul stai acasă. Și asta mi se pare că contează extraordinar de mult. Și mi se pare că nu mai ai niciun fel de... Înainte aveai o rușine față de mama, față de tata, față de părinți, de profesor la școală. Știi? Acum mi se pare că n-ai niciun fel de... Și cred că toate pleacă de la educație. Și de la lipsa de încredere pe care am dobândit-o noi pentru toate instituțiile. Nu, pentru că vezi în jurul 100%. Tău ce s-a întâmplat, nu mai ai încredere în nimic. În poliție, n-ai în dar școală, nu poți n-ai, să ai, nici nu poți să ai nu încredere. Poți. Adică mi se par niște, adică ce am mai văzut așa și cu inclusiv cu uite, nenorocirea asta care s-a întâmplat la 2 mai sau unde așa. E, cum poți să mai ai tu încredere? Cum poți să mai ai încredere când vezi, nu știu, eu mă uit afară, că tot timpul faci comparația asta, te uiți afară la cum arată ăia. Am fost acum la Berlin acum 2 săptămâni și erau niște băieți pe bicicletă. Polițiștii? Da, niște băieți pe bicicletă care dădeau pe acolo. Bă, dacă m-ar fi oprit, adică nu că n-aș, adică mi-ar fi fost greu să respir. Adică nu respiram, stăteam așa. Bă, la noi e așa o lejeritate și o de asta, că tu-l iei pe ăla, ăia pe la Costinei sau bătut cu ei. Bă, nu se există, mă, așa ceva. Bă, dacă îl iei și îl vezi pe ăla, că e impozant, nu mai așa. Nu frică, de poliție la noi, zero. Nu, e o glumă. Și sunt... te oprește în trafic, îl iei... Dar sunt imagine cu ăla care trece pe lângă cu mașina, ăia îl blochează și ăia se duce, îi dă blană înainte. Și asta de ce? Pentru că nu mai sunt profesioniști în instituție, pentru că nu mai interesează pe crezi nimeni. Crezi că asta e? Da, că nu mai sunt oameni, sau sunt oameni, oameni buni cred că sunt, puțini. Restul le e frică, n-au școală, nu sunt pregătiți, nu știu să intervină, arată cum arată, uniforma arată cum arată, că uite-te cum arată. Da, da, știu. Jenant! Nu poți să... Nu zic că ne îmbrăcăm noi ok sau copiii sau ăștia la costum că te face haina, dar când tu ca polițist porți o cămașă cu 2 numere mai mari și cu niște pantaloni care stau așa și te dai rupciugioși, rupciugoși și te oprești pe un procuror care e îmbrăcat la 4AC, simplă. Păi tu în momentul ăla polițistul se face mic așa, că el se uită la el, că îți impune respect și fă-zi cum arată. Chipiul ăla de bășit, nu mai... Păi afară sunt toți ăia, fii tineri. Ăia pe la Londra. Făcut... Nerv. Adică ce ai mers pe bicicletă, să... da, pe lângă tine, pe lângă... N-ai. Dar cum? Ce se explici la de la Londra? Boss? Stai că... Ce e boss? Am văzut la oameni dintr-un magazin odată, eram într-un de la mare, nu știu ce magazin era. Și văd de pe scări cum aleargă 2 de sus, 2 polițiști, l-au luat pe unul, furase din magazin ceva. Băi, nici nu a existat să vorbească cu ea sau ceva, l-a luat, i-a pus până la spate, l-a dus în fața magazinului, l-a pus jos pe asfalt, chema mașină, bă, s-a întâmplat în 2 minute. Nu scandal, nu tu lume. Să filmeze, da. Să dai-ți-ai drumul, omorâți-l. N-ai, mă, nu, și nu mai e o frică de nimic. Și crezi că asta, bă, că nu mai avem credere în instituțiile astea ale statului, asta crezi că e o chestie de asta nasoală, nu? Da. Păi, ce poți să și faci și toate în viitor apropiat? Glume. Școală e o glumă, tot e o caterincă. Și astea sunt efectele a ultimilor 30 de ani. Dacă începi să schimbi de acum ceva, poate vezi efectele mai încolo, 10-20 de ani. Dar acum n-ai ce să schimbi, să vezi deodată. Gata, mă, de mâine facem altfel. Da, nu se pare că sunt multe chestii de-astea care sunt gen vrei să faci ceva, dar să mâine să vezi rezultatul? Da, toată lumea. Dacă te-ai întâlnit cu tine ăsta de acum, cu tine, tânărul entuziast de 18 ani, ce îi spune să facă? I-aș spune să aibă mai multă răbdare. Și i-aș spune să găsească oamenii potriviți cu care să, de la care să învețe și de la care să învețe comunicare. Eu n-am știut să comunic multă vreme. Eu sunt la bază o fire foarte introvertită, chiar dacă sunt sociabil așa când vorbești cu mine. Dar dacă înainte, dacă mă duceai într-un context, dacă nu mă băga cineva în seamă, eu nu mă băgam cu nimeni în seamă. Nu puteam. Am fost obișnuit
așa, să tac din gură, să nu zic nimic. Cum eram toți obișnuiți. Cum eram toți, erai da. Copil, nu știu ce să spui tu. Și la București n-am învățat-o pe asta, tot așa am stat în bula mea, am făcut treaba, nu prea ieșeam, nu. Până am cunoscut-o până omii care mi-a schimbat prin perspectiva culturii. Ei comunică tot, non-stop, da, tot, orice în continuu. Mi-a fost simplu să vorbesc în engleză, mi-a fost simplu să zic în engleză chestii pe care nu le-am zis în română. Doar că sună altfel și că le-ai auzit în filme. Corect. De la banalul I love you. Mi-a venit mai simplu să zic decât pe la român. Și m-a învățat să mă deschid și să vorbesc. Și mi-a deschis capul în 2 ani cât nu mi-au deschis alții în 10. Doar comunicând. Și doar ascult că așa de vorbit vorbeam. Dar nu comunicam. Na, eu îmi ziceam părerea și el altul când vorbea trecea pe lângă mine. Da, zumzet. Da. Am învățat să ascult, să înțeleg. Și i-aș mai zice lui ăla de 18 ani să nu mai creadă că părerea lui e singura părere de pe pământ. Că eu așa cred. Adică ascultam și pe a ta, dar nu, tot eu am dreptate. Și asta s-a schimbat vreo 6 luni când am. În fiecare seară mai vorbeam de ceva, mai povestea de rasism, mai învățam o treabă, mai ne uitam la televizor. Eu zic, nu-s de acord cu asta, ea de ce? Și ajunsese la un moment dat, zic, tu să ia de mine tot timpul, zic, eu n-am dreptat. Și dimineața la neața așa, după o noapte de somn, mă gândeam, zic, ce am zis aseară? Este mă, că are dreptate, mă. Și mă duceam acasă și am zis, avea dreptate. Lucru pe care nu l-am făcut până atunci. Să le zic oamenilor, să eram foarte... Credeam că eu... Sunt foarte puțini oameni care fac asta. Care zic, ai dreptate. Da. Că tot așa, ți-a de la viață. Ți-a mult ți-a de tot. Level. Da, ți-a de level. Te duce înapoi, ești nebun. Te trimite la Mario ăla mic, ăla și... cel mai amărât. N-ai nicio șansă. Ăla fără costum. Ăla fără costum, ăla. Cel mic, mic, mic ăla. De, n-avea ciuperi, n-avea nimic, nic. Și cred că asta e cel mai important. Și asta, cred că ne-am dezvoltat mult mai mult dacă am vorbit mai mult unii cu alții. Să ajungă mesajul, știi? Da, bine, e foarte bine punctat că ai zis să comunici. Da, că nu să vorbești. A comunica e altceva. Că așa vorbim, așa, dar nu e... Îl urmăresc pe profesorul ăla de comunicare, Dumitru Borțun, știi? Da. Ma, mi se pare că zice niște chestii și un om care, uite, a ținut pasul cu vremea, a învățat și chestii noi. Și explică tehnicile și explică de ce ne purtăm așa și de la el am luat asta cu comunicare. Și părinții cu copiii, ei nu comunică, e o vorbă unilaterală. Da. Și copilul nu o să te mai asculte niciodată dacă nu încerci să asculți și partea elaltă, să găsiți o rezolvare. Uite, pentru mine a fost, vorbeam cu Naomi la telefon și îmi zicea, vorbeam ceva, orice, un subiect. Eu îi ziceam că am pățit ceva, îi zicea, ok. După o săptămână, îmi dădea un mesaj și zice, fii atent, mai știi ce ai zis tu acum o săptămână? Uite, dacă e așa. Mă, zic, uite, chiar îi pasă, înseamnă că a ascultat ce dacă îmi zice după ceva vreme. Și asta, cred că asta ne lipsește nouă, dar tot așa, cred că o să învățăm la un moment dat. Copiii, mi se pare că acum sunt altfel decât eram noi. 100%. Și mai rău și mai bine. Și mai rău și mai bine, da. Dar nu cred în nicio variantă, nu cred că e ceva mult mai rău. Nu cred că acum... Doar știi mai mult. Da, e doar acces la informație mult mai simplu, că înainte gen n-aveai niciun fel de așa. Cunoșteai 10 oameni. Care e și cu părțile ei buni, vine și cu părțile ei bune și cu părțile ei rele. Cum vrei să o folosești. Și mai e și asta cu că acum toată lumea are internet și părerea lui Nea Vasile, care înainte se o spunea la birtul din nu știu unde, acum poate fi virală, să ajungă la mine, la tine, la oricine. Plus că părerele de hate să scriu mai mult, iar oamenii nu le scriu pe alea. Că cu siguranță sunt oameni care sunt de acord cu părerea ta, dar nu o să scrie. Scriu 100%. Doar aia care sunt împotrivă. Și atunci știi, vezi numai pe aia. E ca atunci când se vorbește despre o căsătorie o zi, cât a costat mireasa, rochia, nu știu ce, și despre divorț 16 luni. 1700 de ani, pana mea, vorbești de... Ăla mai are să-i dea 2 milioane, aia din... El a pantofi, ăla nu știu ce. Și tot. Și așa s-au căsătorit. Ok, like. Păi auzi că de-aia funcționează știrile de la ora 5. Că... Lumea preferă să vadă la televizor că altora le merge se mai rău decât lor. Se poate mai rău, da. Băi. Da. Când, și asta e tot așa românească, știi, că mai zici ceva, nu știu ce, și tot timpul zici, bă, da, se poate și mai rău, uite, nu știu cine... Da, dar se poate și mai bine. Nu, dar nu poți să te gândești că se poate și mai bine, adică... Păi da, da, ăla a avut... Tu ce, ți-ai rupt o mână? Păi sau vezi că ăla a murit și a rupt 3 mâini și nu știu ce. Bă, da, dar nu vreau cazul ăla. Tot timpul e cazul ăla cel mai grav. Bă, dar nu-l vreau pe ăla. Adică aș vrea unul mai cât de cât mai ok. Și dacă zici cazul mai bun, dar uite-l pe ăla, ia uite că are.
Da, mă, da, a avut noroc. Ești nebun. Și încep, ta s-a fost securist. Exact. Da. Păi stai, mă, poate am muncit om. Nu, nu există, nu. Zic eu. Femeia, clar. Da. Nici nu mai discutăm ce a făcut, că de-aia are Porsche Cayenne sau nu știu ce, că clar a făcut ea ceva. Și bărbatul e, ori e fiul lui, ori e fost securist, așa, ori da, ceva. A avut el, da. Dar nu e asta și asta cu a credita pe cineva, mi se pare că tot așa ne ia de la viață, știi? Bă, dacă e unul care a făcut ceva în domeniul lui, nu știu ce, și a ajuns, a făcut, de ce nu poți să spui, bă, dar e ok? Să-l apreciez pe omul ăla. Hai, plus nu să susții, susții nu e mult. Nu să susții, nu, e mult. Da. Dar și asta, pur și simplu, nici măcar să, adică, doar să-l discreditezi. Adică mă întâlnesc eu cu tine, nu știu ce, vorbim despre mine. Bă, ăla nu mă face să încep să vorbesc despre ăla, că asta e prima chestie de asta, știi? Bă, dar ce ai cu, adică ce? Îl știi? Nu, nu știu, da, știu eu pe cineva. Dar privește partea bună la tot ce am vorbit aici. Măcar nu ne plictisim. Bine, nu, ce aici, nebun. Momentul de plictiseală în România nu există. Nu există. Nu există, n-ai timp. Tot timpul e ceva. Dar ceva, nu ai citești cum. Ceva, nu faci nu ceva. Ai cum. Nu ai niciun moment ăsta, că mai sunt oameni care zic mă plictisesc sau nu știu ce și băi, nu mă plictisesc niciodată. Mi se pare că se întâmplă o grămadă trăznăi. Iar asta e activarea asta noastră, știi, cât un subiect ăsta care nu e neapărat bun, că se activează la o săptămână, oricum dispare, pac vine altul, nu știu ce, acum e cu școlile și cu astea, cu drogurile. Ca început. Ca început și ca nu știu ce, în două săptămâni, Amin, apare ceva cu gheboasă care a cântat nu știu unde sau ceva, sau altul, așa, și mea se schimbă toată atenția. A fost o chestie pe care ai făcut-o tu, pe care am ascultat-o, cred că obsesiv, nevastă mea săraca, cred că era, nu știu, vreo două săptămâni am ascultat o chestie pe care ai făcut-o tu, din Fantoma de la opera. Mi-ai scris atunci, aia, da. Ți-am scris pentru că mi s-a părut foarte tare și voi de acasă, tu cu Irina și cu Adrian Nour. Se face Fantoma acum. Uite, Adrian Nour a fost la un eveniment de ăsta de ceva. Foarte mișto. Nu? De ceva de talente. N-a fost voce. Și el? Da. Voce, da. Da. Deci, da. Da. Și mi-a plăcut chestia aia pe care ai făcut-o tu de acasă, ei am de acasă, nu știu de ce. Am făcut două de săptămâni așa, da. Mă duceam pe la oameni pe acasă, trăgeam cu ei, le montam acasă separat. Foarte mișto. La studio. Și tu care băteai acolo la tobă și așa, mi s-a părut foarte mișto. Plictiseam, măi, stai seama, de la cântam fiecare săptămână, două, trei concerte la asta în casă și nu faci nimic, e. Și te ia de cap așa puțin, da. Să mergeți la Phantom, dacă ți-a plăcut. Da, vezi, da, da. Ai văzut-o? Bă, n-am văzut. Sau au mai programat acum vreo 6-7, da. Da. De fiecare dată când am vrut să, așa, nu am găsit loc, nu mai joci? Nu mai joc. Anul ăsta n-am mai fost convocat la casă. A, da? Am jucat acum 7 ani când s-a făcut la noi. A, okay. Că de acolo am jucat eu cu Adi și cu Irina. Da, da, și cu Irina, da. Și acum s-a făcut alt cast, altă punere în scenă, alt regizor. L-a făcut un pic mai ca originalul. Okay. Ăla de atunci era un pic reinterpretat, a fost venit în Australia. L-am văzut odată, la un moment dat, da, dar mai de mult. Am pus și eu pe net niște imagini în urmă, din aia. Și acum îl fac pe ăla cum trebuie, cas foarte bun, dar nu prea îți găsesc bilete și se vând ca pâinea caldă. Dar e și bun, e bun, bun, cred. Bun. Iar Irina face un rol sancționat, dar Adi este... Nu exista Fantomă mai bună ca Adi, cum joacă. Pe mine mă emoționa în timp ce jucam eu. Și eu nu sunt actor. Și eu jucam, am mai învățat și eu pe parcurs, dar nu eram la nivelul lor actoricesc. Băi, mă emoționa când eram în scena cu el, mă emoționa pe mine acolo în față cu el. Mi se părea, zic, mamă, ce tare e băiatul ăsta. Cum joacă și cum cântă și cum, foarte mișto, foarte mișto. Sunt fanul lui. Da, și mie mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut apropo de asta, dacă uite acum mi-am să aminte, că mi s-a părut unul dintre oamenii care era total diferit față de tot ce a fost la concursurile astea. Și acum trebuie să zici, cine mă, Adi? Cine? Nu zi mie, mă, dă pe Adi nouă pe Tasu, ce să mai, n-are și Irina? Și că n-are rost să mai discutăm acum. Cu băiatul ăla și... Cu băiatul ăla care e ăla și care Tasu... Păi știi cine e Unchi Suma? Hai de capul meu. Și tăi, maică s-a jucat la Caritas și a luat banii ăia și pac, a venit cu ăla și după aia, în fine, nu vreau să zic mai multe. Păi dar nu mă, că o cunosc eu și nu e așa. Și n-ai mă cum, dar eu știu pe ăla care, pe cine? Ăla, vărul ăla care e nepotul lui. Și mi se pare că toate se duc la o aceeași finalitate, știi, gen așa, ceva rău, rău, rău și dacă chiar dacă mai spui ceva, nu mai contează oricum. E, na. Nu, e mă, că-l știu pe ăla. Bă, îl știi, mă, dar nu e, mă, chiar așa. Dar tu te mă și vezi la... Ce să mai... Ce să văd, mă? Ăștia scăia, se supără că a fost, nu știu ce, a pus unul manere la Electric Castle sau ceva genul ăsta, ăla.
Dar genul ăla la cateringă sau nu știu ce acolo. Dar oamenii n-au fost niciodată la electric. Adică, nu, dacă susțin, într-adevăr, te duci acolo și nu știu ce, ești poți, să fii supărat. Dar noi nici măcar n-ai de ce să fii supărat. Că trebuie să mai fim relaxați, frate. Și că, muzică pentru toată lumea, că nu-ți place ție, nici mie nu-mi place. Și dar a pus ăla gen acolo la, pe un mix, dă la pusă de aia. Bă, dar stai acasă, n-ai fost niciodată la niciun festival, n-ai nicio treabă, n-ai nicio de aia, dar stai să comentezi. Gheboasă, nu-l mai chemați la aia, chemați-l pe ăla, faceți. Bă, dar tu, e ca aia, când moare câte unul de ăsta mai bătrân sau ceva din ăsta, bă, dar nu-l chemați mă la televizor și pe el, că nu știu ce. Dar l-am chemat și nu s-a uitat nimeni. Frate, când era aici, da, când era cu noi aici, îl mai chemam din când în când și vezi că nu s-a uitat și nimeni. Și pe audiență făcea așa. Da. Asta e. Și nu e ca și cum tu îi luai albumele și ai plătit, și îmi plătești ani de zile, ai plătit albumele și așa, asta și acum... Asta cu plătitul de muzică, să nu mai, de muzică. Să nu mai vorbim. Nu, că dacă încep să zic nu acum, da, aici la plătitul de muzică, cred că e bombă, cred că plătește lumea în dragi. Zero. Noroc cu abonamentele astea, că s-au mai dat royalties de astea și spre artiști, că înainte era jale de atunci cu... Ce a apărut? Infinit. Da, 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 da. Ăla a distrus atunci. Nebun, da. Îți mulțumesc, că îți doresc toate cele bune. Îți mulțumesc că îți urez multă baftă, spor, concerte. Mă aștept la cântat. Numai bine, sănătate. Doamnește. Zooniverse Podcasts.